poate să fie bărbatul ăsta meu. Dar de ce spui asta, Fumării? O venit Ion să-mi ceară mie 50 de lei, dar cum să-i dau eu 50 de lei? Așa că l-am fraierit și i-am dat 5 de lei avers, da? Și așa el e proșu, nu știe banii. S-au dus la bar, au vrut să-și cumperi o beri. Și acela i-a zis că, ui, nu-ți ajung bani. Și-a venit acasă și mi-a zis că, Fumării, nu mi-ajung banii. Și-a zis că, auzi, știi ceva, Ioane? Eu ți-am dat 50 de lei, tu adu-mi restul. Ești acum proștul să duci să-mi aducă restul, na? Fumării, tăti ca tăti. Dar eu zic că Iona tău, nu-l întreși pe Mitică. Fa, meu e prost. Și-ți explic și de ce. Anul trecut o cumpăra căruță la fără cal. Șansele, ce să mai ținem căruța aia degeaba în ogradă? Hai să o vindem, să facem rost de bani. Și am vorbit eu cu Valică din deal și mi-a dat 20 de milioane pe căruță, că atât am negociat. Dar Mitică a zis că nu, că nu-i de acord, că el mai vrea și 2 litri de vin pe lângă. Păi și când s-a dus să ia banii, ghiști, o venit doar cu vinul acasă. Pă, Marie, nu râde, că nu-i de râs. Aoleu, favorică, pă. Crede-mă că n-are cum să-l întreacă pe Iona mea la prostie. Ăsta e prostul satului. Eu zic că dacă s-ar face un concurs aici la noi, Mitică ar lua locul 1 la prostie, plus diplomă. Nu știu cum să zic, dar a meu are deja diplomă. Pămării degeaba are diplomă, când are experiență. Mitică e și-a mai experimentat din sat la prostie, crede-mă. Uite la ce m-am gândit. Hai să facem un concurs să vedem care e mai prost. Că bună idee ai! Eu zic că Mitică câștigă sigur. Vă pun pariu că Ioana meu câștigă sigur locul 1 la prostie. Fă, eu pun pariu că Mitică câștigă, că el e prostul suprem al satului. Crede-mă, câștigă detașat. Ce face aici? Am un pește care doarme în găleată și aștept să trag. Vezi că mâine ai test de cultură generală. Ce? Hai că ai început bine. Trezirea! Mâine ai test de cultură generală. A venit momentul adevărului. Astăzi o să aflăm care dintre voi e prostul satului. Da, eu cu Aurica ne-am hotărât să vă dăm un test să vedem care e mai prost. Bun, ca să nu mai pierdem vremea, avem un set de întrebări de cultură generală. Sunteți pregătiți? Hai, luați-vă pixul în cele în mână și prima întrebare este: câte strofe are Luceafărul? Răspunsul înainte? Fă, cum să le zic eu răspunsul? Bun, lasă că am eu o altă întrebare, mai grea. Scrieți acolo: care este capitala României? Acum să vă văd. Ai, Faurică, că... noi nici n-am ieșit din satul ăsta și tu vrei să știm care e capitala României? Dacă vrei, îți zicem care e capitala satului. Care e? Căminul cultural. Căminul cultural. Na. Hai, luați și scrieți acolo ceva. Capitala României. De unde știu, fă, ăștia? Fă, cred că știu de la primar, că ăsta când a venit și-o mai zis că a fost el pe la capitală, pe la București, pe acolo, o ținut minte, proștii. Următoarea întrebare: în ce se transformă omida după ce se dezvoltă? Omida tare. Băi, la ta să fie. Băi, la ta să refer. La ta să refer la omida tare. La omida tare. Înfluturii. Că n-are cum, fă! O veni momentul să aplicăm ultimata! Sunteți pregătiți? Notați acolo pe foi!
3452 plus 2300 împărțit la 2 ori 6. Acum să vă văd. Hai! A, dar tu crezi că noi nu suntem buni la calcule? Păi oare, de câte ori numeri tu țigările pe zi? Păi iau la bucate. Aurică, câte sticle de vin am avut eu în beș? Milioane! Le-am adunat și le-am împărțit și le-am scăzut cum am vrut eu. Eu așa mult. Așa că pentru noi această ecuație este foarte simplă, fă. Prin surprinderea ta, rezultatul final este 10.352. Eu la așa ceva nu mă așteptam. Îți deștepți proștii dracului. De unde atâta cultură generală în capul lor așa deodată? Nu știu, fă, eu mă așteptam să răspund la o întrebare, dar... Aia cu matematica mi-a pus capac când am văzut că știu răspunsul. Păi, dar aia e cea mai grea. De-aia am pus-o, că e grea. Mărei, dacă ne-au mințit, când spuneau că se duc la bar, că stau cu băieță, dacă se duceau la bibliotecă și citeau cărți. Faurică? Dar dacă ăștia sunt profesori universitari? Hai! Ieși! Faurică, dar cu ce am greșit? Uai, mitică, nu avem ce discuta cu intelectualii! Afară! Hai să mergi la mine! Unde te duci? Stai tu așa, că aia e casa mea, nu te duci nicăieri! Păi cum v-am dat afară și din casa lui Mitică și din casa mea? Da! Hai, Valea! Hai să bem o cafea! Da, nu mergi, mă! Oi, Oani! Aurica m-a dat afară, asta înseamnă că eu nu mai am ce mânca, bă. Nu mai am unde să dorm, adică sunt a nimănui. Și mie îmi dădea Maria 50 de lei, eu acum nu mai iau 50 de lei. Oi, Oani, eu acum realizez că eu nu mai am casă, bă, mi-a dat asta un șut în fund și uite, stă în drum. Păi și mie mi-a făcut la fel, aia, ne-ai văzut? Păi și ce faci? Oi, Oani! Hai să le zicem adevărul. Nu, nu le zicem adevărul, e. După aia o să zic iar că suntem proști. Ioane, le zicem adevărul, ne asumăm. Hai! Vino cu aia! Vino cu aia! Aurica! Cine v-a dat voie să intrați în casă? Aurica, am venit să vă spunem adevărul. Nu-mi spune că tu chiar ești profesor universitar. A, nu! Ei, uimește-mă! O scrisi-mă în 15 cărți și mai este și medic. Nu. Aurica, am venit să vă spunem că de fapt și drept noi am știut răspunsurile pentru că Cornel ne spunea în căscuță. Egal. 10.352. De fapt și de drept, eu sunt prost gârlă, fă, Aurica. Și dacă el e prost gârlă, eu sigur sunt prost grămadă. Vai! Vai, Mitică! Vai, Mitică, asta înseamnă că tu m-ai mințit și eu nu mai pot să mai am încredere în tine! Nu! Mărie, țăpă tu ca să nu țăp eu! Ieșiți afară! Afară cu voi! Hai, fă, Mărie, să ne terminăm cafeneța! Păi nu o să înțeleg niciodată femeile. Nici când le minți nu-i bine, nici când le spui adevărul, iar nu-i bine. Ai un leu, e? Da. Cât
Cât era berea la bar? 7. Păi bun, mai am eu 2 lei. Hai să bem un vechi. Ha!